După cum v-am promis, astăzi vreau să vă arăt cum aplicăm extensiile de gene în interiorul ochiului, dat fiind faptul că de obicei acolo toți întâlnesc marea greutate, dat fiind faptul că sunt genele mai scurte, sunt mai greu de divizat și foarte des, anume în interiorul ochiului, chiar și în exteriorul ochiului, la fel sunt cazuri când genunchiile practic se duc sub păți sau sub bandă când noi lucrăm. Poți să vii să arăți de fapt ce avem noi aici. Noi suntem în cadrul unui curs, suntem în cea de-a treia zi a unui curs de bază fir cu fir. O am alături de mine pe Florentina, care este venită din Dubai, da, pentru a învăța cum să aplice aceste extensii de gen. Ce avem noi aici? În principiu, un pic deja am completat cu extensii de gene fir cu fir și ne-a rămas exteriorul ochiului și, desigur, că interiorul ochiului. Da? Păciuri care am folosit sunt mai grosuțe și mai late, dat fiind faptul că așa îi place Florentinei. Le-a testat în cadrul cursului și pe cele subțiri și pe astea mai groase și bandă, la fel am învățat cum să aplicăm în cadrul cursului și desigur că mai mult i-a plăcut acele groase. Păciuri perfecte pentru toată lumea nu poate fi. Spre exemplu, mie îmi place la unele cliente să lucrez cu păciurile mai subțiri, la altele cu păciuri mai grosuțe. Da? Deci, cum am promis, ce facem noi? Da, după cum vedeți, aici noi tot un pic ne-am ridicat pleoapa, dat fiind faptul că genuțele sunt foarte apropiate de păci și de aceea ne-am ridicat un pic pentru a nu se lipi extensiile de păci. Ce voi face în cazul pentru a aplica în interior și în exterior? O să-mi iau una bucată bandă, da? O să rup un pic din banda respectivă. Nu rupeți foarte lungi, da, fiindcă o să veniți practic peste păr și nu este ok. Mai departe, ce facem? Deci rupem banda în două, după care o parte o rupem mai mică și o lipim pe partea unde este lipicioasă pentru a proteja pleoapa clientului. Este foarte mică. Da? Și practic la început și la sfârșit am partea mai lipicioasă. Ce fac eu? Să-mi iau surplusul de bandă. Ce fac eu? Vin și aplic cât mai aproape de pleoapă și anume în interiorul ochiului. Se vede? După care trag un pic ca să-mi iasă absolut toate genuțele de sub păi și să fie cât mai bine vizibil. Da? După care mi-am găsit poziția perfectă, desigur că lipesc banda. Acum, foarte ușor, este comod și vizibil de divizat fiecare genuță în parte. Vezi că s-ar putea, dacă vii aproape, să se facă blurat, se vede? Ok, am să-mi iau chiar un pic de adeziv, până a pune picătura de adeziv, desigur că agităm numai decât adezivul. Da, și am să-mi pun o picătură de adeziv. Îmi divizez genuța. Vreau să cunoașteți un lucru, cu cât mai bine o să venim și o să aplicăm în interiorul ochiului, cu atât vom lungi ochiul clientului. În cazul când voi nu aplicați în interior și respectiv în exterior, deci clientul va pleca un pic dezamăgit dat fiind faptul că îi se scurtează ochiul. Da? De aceea trebuie să vinim maxim în exterior și maxim în interior pentru a-i face ochiul cât mai plin și cât mai mare. Acum, în cazul când avem, spre exemplu, în exterior, că foarte des, spre exemplu, genunchiile din exterior la fel foarte greu se aplică, da? La fel facem același lucru, aplicăm deja, scoatem acest păci, spre exemplu, cum lucrez eu, da? Aplic și la ochiul stâng, aplic și la ochiul drept banda respectivă, lucrez concomitent, una stânga, una dreapta, una stânga, una dreapta, completez unghiurile și de obicei recomand să începeți anume cu interiorul, după care cu exteriorul, fiindcă pentru început noi suntem mai odihnite, după care la sfârșit suntem un pic epuizate și poate ni se pare că nu mai terminăm lucrarea respectivă și dacă e și clientul cu genunchi ceva mai încrucișate sau mai complicate, desigur că este
foarte greu și obositor. De aceea începem cu interiorul și începem cu exteriorul. Și cum spuneam, da, deci aplic și în interior și în exterior, după care voi scoate banda respectivă. Și de ce anume am pus banda pe partea opusă? Pentru a proteja pleoapa clientului. Vedeți că foarte ușor se desprinde. În cazul când aici era partea lipicioasă, noi practic trăgeam de pleoapa clientului și simțea un disconfort foarte, foarte mare. Așa doar aici unde este partea lipicioasă. Trebuie să avem foarte mare grijă, fiindcă pielea în această zonă este foarte sensibilă. Acum, când merge vorba de exterior, deci la fel, da? Pun în partea din exterior și respectiv îmi trag genuțele spre interior. Deja nu o să mi se lipească, fiindcă e scos, da? Trebuie să facem o parte nouă. Și respectiv se văd absolut toate genuțele și foarte ușor putem să aplicăm. Foarte atent aici când ridicați, nici într-un caz nu ridicați foarte tare să întredeschideți ochiul, fiindcă s-ar putea să intre vaporii de adeziv în ochi, da? Și nu este bine și nu este ok. Poate să se înroșească ochiul și la fel poate să clientul să se simte disconfort. Ce vreau eu să vă mai arăt aici, avem un model foarte indicat, dacă pot să zic așa, pentru cea de-a treia zi de curs, de bază. Este un model cu o asimetrie la ochi și dacă vă uitați pe desenul la păci, da, noi avem notate o schemă aici, respectiv sus vedeți niște cifre, niște litere, da, literele respective, cine aplică extensii de gene știu că sunt acele curburi și după cum vedeți la ochiul drept noi avem curbura CC folosită pe marea parte a ochiului și la ochiul stâng avem curbura D. De ce am făcut acest lucru? Dat fiind faptul că modelul nostru are ochiul stâng un pic mai mic decât ochiul drept. Am să pun poză ca să vedeți ce am avut în vedere și să vă fie clar. Și desigur când terminăm lucrarea o să vă pun și poza cu finalul lucrării. O să iasă o lucrare foarte, foarte frumoasă. Florentina depune foarte multe efort ca să facă lucrarea cât mai ok. Noi rămânem, vă salut pe toată lumea, din păcate nu am văzut cine ne-a salutat, văd că sunteți foarte, foarte mulți, mă bucur că sunteți dornici de informații, încercăm cât mai mult să fim alături de voi, cu cât mai multe detalii și cu cât mai multe de informații. Cine are tot felul de întrebări, așteptăm la fel pe live-uri cu întrebări sau pe Facebook cu întrebări. Cine își dorește să facă cursuri, cu mare drag așteptăm și la cursuri pentru a le oferi și mai multe informații și mai multe detalii despre această artă de aplicare a extensiilor de gene. Eu vă zic o zi bună și vă aștept cu cât mai multe întrebări și revin cu poze în comentarii la live.